Edward Carnell, în cartea sa Christian Commitment, făcea următoarea afirmație: Dumnezeu nu se îndeamnă niciodată să fie bun. Putem spune că această afirmație este un truism, adică e de la sine înțeles. Dumnezeu este bun. Asta este natura lui, care înclină întotdeauna irezistibil spre bine și dreptate. Scriptura ne spune că El este lumină și în El nu există deloc întuneric. Astfel, nu trebuie să îi se reamintească despre datoria zăității sale. Dar când o persoană este bună de la rădăcină, bunătatea va crește ca fructul pe un copac. Acum, având această idee în mintea noastră, vă invit să privim în Scriptură, mai exact în epistola Apostolului Pavel către Galateni. Ce înțelegem din această epistolă este următorul lucru. Galateni, în special capitolul 5, împreună cu întreg Noul Testament, ne amintesc în mod continuu de natura noastră care este rea, de faptul că suntem depravați spiritual. Dumnezeu nu se îndeamnă pe sine să fie bun, pentru că El, în mod fundamental, este așa, dar este bun. Dar, însă El nu obosește să îndemne pe alții, să ne îndemne pe noi să fim drepți și buni. De ce? Pentru că noi nu ne naștem buni. Nu ne naștem cu înclinația spre bine, așa cum consideră umanismul secular, ci ne naștem cu o stare total depravată, da? Înclinată să facă rău. Și atunci, într-adevăr, viața de credință este o viață foarte grea. Adică spune în versetul 14 din capitolul 5, da, să-L iubesc pe aproapele meu, cum mă iubesc pe mine. Da, este greu, deoarece nu vine de la sine lucrul acesta. Însă, nu trebuie să descurajăm. De aceea, apostolul Pavel ne îndeamnă în continuare: umblați prin Duhul și nu veți împlini nici de cum pofta firii. Atunci când viața de credință pare grea, trebuie să ne reamintim că noi nu am fost chemați să o trăim prin noi înșine, ci trebuie să o trăim prin Duhul. Dar acest imperativ al iubirii din versetele anterioare, din capitolul 5, nu este o nouă povară legalistă pe spatele nostru, ci este rodul, ceea ce se întâmplă în mod natural atunci când umblăm, trăim prin Duhul. Care este importanța umblării prin Duhul? Oamenii care încearcă să iubească fără să se bazeze pe Duhul lui Dumnezeu ajung mai degrabă să încerce să își umple propriul gol decât să-și împărtășească plinătatea pe care ar trebui să o aibă. Și astfel, iubirea încetează să mai fie iubire. Într-adevăr, iubirea nu este ușoară pentru noi. Dar vestea bună a Scripturii, a mesajului Evangheliei pe care îl regăsim în Galateni, în mod special în capitolul 5, este aceasta. Roadele acestea nu sunt lucrarea noastră, ci sunt, în primul rând, lucrarea lui Dumnezeu. Și doresc să privim împreună spre implicația, importanța și aplicația acestei idei de a umbla prin Duhul. Deci, ce înseamnă să umbli prin Duhul? Apoi, de ce este crucial să umbli prin Duhul și, în mod practic, cum putem să umblăm prin Duhul? Deci, ce înseamnă să umbli prin Duhul? Privind în textul din Galateni, din capitolul 5, putem să observăm două imagini care ne ajută să înțelegem semnificația a umblării prin Duhul. Prima este în versetul 18. Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Pavel nu ne spune aici, dacă urmăriți pe Duhul, nu sunteți sub lege. Cel folosește un pasiv, da? Dacă sunteți călăuziți de Duhul. Pavel dorește să sublinieze lucrarea Duhului. Să ne spună că este lucrarea Lui, dar lucrarea Duhului Sfânt, ci nu lucrarea noastră. În această imagine, Duhul Sfânt nu este un lider pe care trebuie să-L urmăm, ci mai degrabă este locomotiva care trage vagoanele. Noi nu îl urmăm prin propriile noastre puteri, ci suntem conduși prin puterea Lui. Astfel, a umbla prin Duhul înseamnă, pe de o parte,
să rămâi atașat, legat de sursa divină, de putere și să mergi oriunde te duce El. A doua imagine a modului în care umblăm prin Duhul este în versetul 22 din Galateni, capitolul 5. Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, etc. Dacă a fi creștin înseamnă să umblăm în dragoste, în bucurie, în pace, atunci a umbla prin Duhul trebuie să însemne a da roadele Duhului. Dar, din nou, aici este subliniată lucrarea Duhului, nu lucrarea noastră. Dar El dă aceste roade. Dar această idee o putem regăsi și în învățătura lui Iisus. Haideți să ne reamintim de pasajul din Evanghelia lui Ioan, din capitolul 15, versetele 4 și 5. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Așa cum lădița nu poate aduce rod de la sine dacă nu rămâne în viță, tot așa nici voi nu puteți dacă nu rămâneți în mine. Eu sunt vița, voi sunteți în lădițele. Cel care rămâne în mine și în care rămân eu aduce mult rod. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Astfel, a umbla prin Duhul mai înseamnă să rămâi în viță, dar păstrează-te unit cu Hristosul cel viu. Nu te rupe de la izvorul Duhului. Deci, câteva posibile răspunsuri pentru prima noastră întrebare, ce înseamnă să umbli prin Duhul, ar fi acestea. Să fii călăuzit de Duhul și să aduci roada Duhului. În tot acest tablou este subliniată lucrarea Duhului Sfânt. Totuși, există un imperativ, o poruncă ca noi să facem ceva. Dar voințele noastre sunt cuplate, dar trebuie să vrem să fim cuplați la locomotivă. Trebuie să vrem să rămânem în viță. Sunt câteva lucruri pe care le putem face pentru a rămâne atașați de puterea lui Dumnezeu. Însă, înainte de a ne întreba cum să umblăm prin Duhul, haideți să privim spre o altă întrebare. De ce este crucial să umbli prin Duhul? Și textul nostru ne oferă două motive, în versetul 16 și în versetul 18. În versetul 16 ni se spune că dacă umblăm prin Duhul, nu vom mai împlini poftele firii. Demn de observat aici este că nu e vorba de o poruncă, ci este o promisiune. Astfel, primul motiv pentru care ar trebui să umbli prin Duhul este acela că atunci când faci asta, dorințele firii sunt înfrânte. Însă, ce este această fire care are dorințe? În limbajul paulin putem observa cum de cele mai multe ori, deși nu întotdeauna, nu se referă doar la partea fizică noastră. Dar Pavel nu consideră trupul, corpul, ca fiind rău în sine, ci firea reprezintă ego-ul care simte un gol și folosește oricare altă resursă în afară de Dumnezeu pentru a umple acel spațiu, la satisfacerea dorinței de a fi fericit fără Dumnezeu. Observați versetul 24 din capitolul nostru din Galateni. Cei ce sunt al lui Hristos, Iisus, și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Iar acum, haideți să comparăm cu versetul 20 din Galateni 2. Am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc acum, în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. În ambele versete este folosit același cuvânt în greacă, sarx. Iar traducerea, cred că este una bună, deoarece traductologii au făcut diferența de nuanță a aceluiași termen. În Galateni 2:20, cuvântul pentru trup, care este același și pentru fire, da, sarx, se referă la un trup ordinar, dar la un corp biologic, care nu este în sine rău, dar trăiesc acum în trup. Însă subtilitatea este aceasta. În Galateni 5, în versetul 24, firea este crucificată, iar în Galateni 2:20, eu sunt crucificat, dar eu-l este crucificat. De aceea am definit firea, atunci când este folosită cu o conotație negativă, ca fiind expresia eu-ului sau al ego-ului. Și dacă privim mai atent la versetul 20 din capitolul 2, de vreme ce vechiul ego este răstignit, un nou eu, un nou eu trăiește. Dar acest eu
nu trăiește prin el însuși, ci prin credință. Da, inima noii ființe este credința. Iar viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Acesta este adevărul pur și simplu.